Lupu, vă rog. Sărmâinile, bună ziua! Dați-mi voie să salut onoratele noastre gazde, copiști și invitați cale didactice, oameni de cultură și, în ultimul rând, presa prezentă. De fiecare dată când sunt invitat în rândul comunității rome, vin nu în primul rând ca reprezentant al statului român, ci mai degrabă ca prieten. Cu atât mai mult astăzi, în zi de sărbătoare, mă alătur și eu celor care se bucură de bucuria dumneavoastră, chiar dacă uneori istoria dumneavoastră a fost nedreaptă. În același timp, astăzi, 8 aprilie, sărbătorim Ziua Romilor ca motiv de evocare a culturii, a tradiției, dar și a drepturilor fundamentale pe care provocări de discriminare le întâlnim încă, deși au trecut atâția ani în care comunitatea romă a dovedit, într-adevăr, că are talent, are adânci rădăcini culturale și se asimilează perfect valorilor europene pe care putem să le avem cu toți. Prin urmare, dați-mi voie din suflet, domnule Tănase, stimate gazde, să vă adresez un sincer la mulți ani, prosperitate și mă bucur că aveți încăpățânarea de a rezista în ciuda tuturor vicisitudinilor ce le întâlniți de peste zi. Încă o dată din suflet, la mulți ani!